trebuit să fac un sticker text și trebuia să fie în gradient. Dar nu trebuia să fie gradientul individual pe fiecare literă, ci, nu știți voi, tot gradientul să fie așa, pe tot textul. La început la codă. Și în Illustrator știu cum să fac asta, astfel încât să am și zonă de blid, pentru că, nu știți, atunci când dai ceva ce vine printat, trebuie și zonă de blid neapărat. În Photoshop cred că aș fi știut. Da, în Photoshop aș fi știut. Numai că acolo nu-s vector și nu din Photoshop dau să tai la cutter și, nu, uite așa. Nu așa că am improvizat. Am făcut un dreptunghi. Mă rog, aici sunt două dreptunghiuri, lipite unul de celălalt. Și aici o să vină tăiat textul. Și am și zonă de blid, oaie, și încă câtă. Dacă n-ați priceput mare lucru, stați liniștiți că o să vă dați seama despre ce-i vorba când e gata. Și cum culorile astea sunt așa de mișto în gradientul ăsta și nu mai avem stickere de dat cadouri, asta e explicația pentru stickerele astea. Plus că am avut nevoie de o lungime destul de mare, n-am putut să printăm invers stickerele astea, așa că rămânea partea asta neutilizată și făceam risipă. Așa că am pus niște stickere pe care le includem în toate livrările pe care le livrăm. Stickere cadou pe care noi le dăm cu toate comenzile. Bun, și acum momentul adevărului. Hai să vedem dacă ieși bine stickerul ăsta sau nu, textele alea. Da, și uite cam așa. O reușit Diana să le facă. Un gradient perfect. Superb, adorabil, minunat. Trebuia să creștem puțin forța la tăiere, Diana a chinuit puțin. Pare că s-a mai tocit puțin cuțitul de la astea pe care l-o tăiat am 5 minute la astea, la am 1 minut. Dar a ieșit țățat. Și avem și stickere culori noi. Nice. Good job, Dia. Mulțumesc. Trebuie să confirm o comandă de stickere. Mai avem încă o mică întrebare la care așteptăm un răspuns. Dar până atunci punem niște cole la print. E că eu pun hârtia și Diana pe ăla de acolo de print. Ceea ce e mega awesome. Ceea ce înseamnă că eu mă ocup numai de pus hârtie și scos hârtie, pus hârtie și scos hârtie. Easy peasy. Lemon squeezy. Deci eu și pot spiona pe Diana să văd ce face. Gata, printate toate astea. Doar că între timp nu au reușit să confirme. Să ne răspundă la întrebarea cei care au comandat etichete și voiam să le pun la printat. Acum de am pus rola aia, așa că o să pun altceva. Cum a schimb rola pe care am schimbat-o ca să... Oh. Da. L-am facturat. Da, bun, și vorba de un canvas premium de 40x60. Și asta înseamnă că o să se printeze la 49x69. Astea stickerele pe care le-o printat și le-o tăiat Diana când a rămas singură aici. Mâine pleacă la Cafizio. Astea sunt pentru distres. Asta e canvasul pe care l-am printat adineaori. Și aici sunt niște tricoaie pe care trebuie să le facem acum. Aproape gata cu tricoaile astea. Sunt foarte mișto cu indicatoarele astea de circulație. Mega fine. Super nice imprimeurile. Mai avem de făcut hanoracul ăsta și polul ăsta. Și am făcut pe hanorac, pe partea din spate. În ce imprimeu simpatic! Le-am primit așa, direct. Și mai trebuie făcută fața la hanoracul ăsta și hanorac cu zipper, cu fermoar. Și polo, bineînțeles. Vreau să le facem cu presa mică. Pentru că, în primul rând, am cumpărat presa asta mică pentru polouri. Pentru că la partea din spate, ca să nu ne chinuim cu pernuțe sau bla bla bla, putem efectiv să îmbrăcăm. Iete așa. Efectiv am îmbrăcat presa și este doar partea din spate, partea din față este aici în jos, n-are treabă și atunci polo-ul nu se întinde, nu nimica, nu ne chinuim cu pernuțe, pentru că cu pernuțe e mai greu să centrezi și la polo-uri, na, este le complicat din start. Și cum simplu, e sigur și precis, preferam simplu. Bun, gata și crabul și ăsta, reflectorizant, exact ca și ăsta.
Da, exact ca și ăsta de la Darăca. Gata pe ziua de azi. Mi-a mai rămas să punem folie de transfer pe stickerul ăsta și canvasul ăsta să-l pun pe șasiu și alea mâine le expediem. Să vin după ele? Vin după ele. Ok. Bun, gata școala. Apropo de mâine. Ne vedem mâine. Ciao.